Diana, totul este pentru tine, te iubesc foarte mult. Doamne, desigur, Dima, părinții tăi au văzut-o. Nu au văzut-o, aș avea probleme dacă o să o vadă. Astăzi voi fi la amicul meu acasă. Doamne, Dima, ai putea să-ți o faci într-un loc mai privat și nu pe față? Nu, Diana, nu am putut. Am făcut-o pe față ca să vadă toată lumea că te iubesc. O, ce iubire, fiu, sunt obosit de fratele meu și de Nucica. Doamne, Dima, toată lumea o să vadă. Nu înțeleg, de cine sunteți obosiți? O, doamne, doar eu văd. Nu, Iana, cu toții putem vedea. Dima, ce cu fața ta? Acum începe. Totul este în regulă cu fața mea, sunt două jumătăți din inimioare. Una este a mea, cealaltă Diana. Diana, uite cât o iubește Dima pe Diana și a făcut un tatuaj. Mărușca, deși nu, este un tatuaj real. Dima este un băiat. Este clar că o iubește pe Diana. Dima, da, tu ești chiar... Nu sunt nebun. Am D plus D sub inimioare. Asta înseamnă Diana plus Dima. Aici este iubirea și sărutul. Ce înseamnă că o iubesc și o sărut pe Diana. De fapt, nu ofensa pe iubitul meu. A făcut-o pentru mine și mie chiar îmi place. Dima, părinții tăi au văzut-o deja. Acum sunt pe mama și tata. Imediat. Diana, nu face asta. Iana, pe bune, o să spună părinților și de fapt este fața lui. Nu este a ta. Salut, tata, da. Tata, am ceva să-ți spun. Dima, nu trebuia să faci asta. Diana, nu, dacă nu spui, îți dau să conduci scuterul meu. Da, te sun înapoi. Dima, nu, am nevoie și de cască. Sau îi spun tatălui totul, ai înțeles? Ai înțeles? Bine, bine. Dima, nu uita nimic, îți ascund eu tatuajele cu fondația și nimeni nu o să vadă. Ai auzit, Iana? Fără scuterul pentru tine. Și nu mă mai speria cu mama și cu tata, nu sunt copil. Să mergem în clasă. Ați observat cât de obraznică este. Da, și-a permis multe lucruri. Se preface pentru Diana. Iana, nu e pentru ce? Îl putem lovi după ore. Nu trebuie lovit, mama și tata se vor ocupa de el. Doamne, Dima, cum ai putut să-ți faci asta pe față? De ce nu ți-ai făcut în alt loc, unde nu se vede, de exemplu? Diana, unde? Pe spate sau stomac? Iarăși părinții ar fi văzut. Nu știu, eu aș fi ascuns undeva. Diana, nu vor să-mi ascund sentimentele când împlinim 20 de ani ne căsătorim. Dima, bine, relaxează-te, să mergem în clasă. Și să vadă toată lumea intențiile mele serioase. Salut, băieți! Salut, salut! Dima a făcut-o până la sfârșit. Eu i-am spus să nu-ți facă pe față. Dima, ce-i cu fața ta? Gigi, ai văzut ce-i cu fața lui Dima? Dragoste, acum înțeleg că tu iubești Dima pe Diana. Eu aș dori să am și eu un principal așa ca ea. Iulia, ce-i cu fața mea? Fața mea țipă cât o iubește pe Diana. Dima, mai bine nu vorbi atât. Cu toți au înțeles cât o adori. Dima este așa de curajos. Da, curajos. Părinții lui probabil nu au văzut. Dima, de fapt, o să vedem cât o să țipi când tata ia centura în mână. Vom vedea. Diana, nu-mi pasă, te iubesc, sunt pregătit pentru orice. Doamne, de ce nu se anunță tata la celular? O să spun totul despre Dimoșca. Diana, nu spune nimic. De ce cauză? Diana? Dacă spui acum, până Dima ajunge acasă, totul se va rezolva. Bine, Mărușca, ai dreptate. Exact, Diana, nu spune nimic acum. Mai bine să-l prindă dintr-o dată. Da, precis. Dima va avea probleme, serios. Da, știe cum să o iubească pe Diana. Costea, la ce te uiți? Ce fel de tatuaj să-mi fac? Costea, fă-ți o pară. De ce o pară? Gândește, Iulia o să creadă că e dulce. Artiom, uite, doresc un burger cu un cocktail. Nu-i bine, Costea, Iulia poate verifica. Gigi, ce a făcut Dima pentru Diana? Ce? Da, Diana nu apreciază. Dacă un iubit ar face așa ceva asemănător față de mine, eu aș... Diana, câteva cuvinte. Bine. Să plecăm, Dima. Dima, ai nebunit? Fetelor, care-i problema? Diana, nimic. Dima și-a făcut un tatuaj și pe față. Fetelor, da, înțeleg, este foarte dulce, dar eu nu l-am rugat pe Dima să-și facă tatuajele pe față. Imaginați-vă ce o să fie cu părinții lui când o să afle. Da, Diana, Dima va avea probleme. Da, trebuie să facem ceva pentru Dima. Fetelor, despre ce vorbiți? Știți, Diana, tot la fel trebuie să îți faci o inimioară ca un semn de iubire eternă, așa. Când Dima va avea probleme, măcar să se știe că e pentru ceva important. Știți ce, fetelor? Nu o voi face. Un tatuaj este de ajuns pentru mine. M-am vorbit cu părinții mei, doar un tatuaj pot. Nu pot mai multe, știți? Diana, mama ta nu va afla nimic. Îți poți face într-un loc care nu se vede. Fetelor, ați nebunit? Am spus că nu, nici în locuri secrete, nu se poate.
toate! Am un maestru pentru tatuaje, o să-ți facă cele mai faine tatuaje. Diana, de acord, Dima ar fi foarte fericit. Oh, Doamne! Am ajuns, cine dorește un tatuaj? Aștept. Asta e, fetelor, m-am răzgândit? Nu mai fac asta, nu mai merge înapoi. Ziua, maestru, a ajuns deja, ajuns. Nu mai poți înapoi, nu, nu. Hai, mergem. Mai bine să nu fi acceptat asta. Hai repede, timpul înseamnă bani, cine are nevoie? Eu? Ia! Hai, mergem. Haide, Diana, da, hai să plecăm. Să hai. Plecăm, totul va fi în regulă, fără grijă. Ce tot tatuaj doriți? Ați decis? Da, am decis! Două jumătăți de inimioare! Unde îl facem? Aici! Într-un loc secret! Așa ca să nu știe mama, nu o să dureze mult, 10-15 minute. Totul e pregătit, nouă medaci o săptămână, ați auzit? O, Doamne! Am reușit! Diana, Diana, arată-ne, arată-ne cum arată! Poftă, dacă mi-ai dorești un tatuaj, sună-mă! Bine, fetelor, să plecăm! Wow! Wow! Vă place? Da! Oh, foarte cool! E foarte, foarte frumos, Diana! Bine, să sperăm că mama nu va vedea, fiindcă nu m-a lăsat să ies afară din casă. O doarme la mine o noapte! Să plecăm! Fetelor, stop! Avem o mică problemă! Cum o să-i arătăm lui Dima tatuajul dacă stă în locul secret? Aha! Diana, Diana, am o idee! O să facem o poză și trimitem lui Dima pe WhatsApp! Așa, să vom face poză din aproape ca să nu arată, să nu vadă! Da, sunt fericită! De fapt, fetelor, o regret! Știți din ce cauză? Acum tatuajul acesta este cu mine toată viața și dacă mă despart de Dima... Nu, 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 nu se va întâmpla! Totul va fi în regulă! Precis, Diana, ești îngrijorată? Diana, fii curajoasă! Unde ai fost? Te-am căutat peste tot. Probabil am făcut o greșeală. Diana, relaxează-te! Dima și-a făcut un tatuaj pentru tine. Într-un loc secret. O, Doamne! Dima și ea are două jumătăți de inimioare. O jumătate este la el, cealaltă la ea. Diana, este adevărat? Diana, arată-mi! Iulia, îți arăt, dar nu la băieți. Diana, în ce loc se află? Locul secret? Aici! Dima, ce inimioară frumoasă! Și scrie D+D. Diana, totul este din cauza mea, ce tare! Da, Dima, pentru tine, principalul este ca mama mea să nu vadă. Diana, este în regulă, ne iubim, dacă o să ai probleme, eu voi avea la fel. Dima, sunt de acord. Ce dulce! E bine, am sfătuit-o pe Diana să își facă tatuajul, foarte bine. Diana, arată-mi și mie tatuajul. Iulia, când băieții ies afară, vă arăt. Ați verificat tatuajul lui Dima? Dacă ați verificat, clică vă place videoul, abonați-vă la canal, clic pe clopoțel. La revedere! La revedere! Pa! Să arăt pozele lui Dima. Îți place? Îți place? Îți place? Am filmat? M-am prins aici! Și cum nu dorești? Am uitat! Acum! Oh, Doamne! Nu! Dima, imaginează-ți! Nu, ce faci? Nu, 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 nu! Nu! Dima, fă-ne o poză, te rog! Dar ei ne filmează! Grăbește! Grăbiți-vă! Unu? Unu? Acum, Iulia, când băieții ies afară... Unu? Iulia, când băieții ies afară, vă arăt oamenilor, clică vă place videoul, abonați-vă la canal, faceți tatuaje în locuri secrete! Doamne! Iulia, când băieții ies afară, vă arăt, ați verificat tatuajele cu Dima? Dacă ați verificat, clică vă place... Clică vă place video, abonați-vă la canal. Totul este din cauza mea?